Majoritatea cărților sunt scrise în așa fel încât să poată fi ușor de citit și înțeles. Altele, în schimb, rămân un mister inclusiv pentru cei mai culti dintre noi. Dar există în lume anumite creații învăluite în mister total. Nimeni nu a descifrat încă despre ce anume este vorba în paginile acestor opere misterioase. Unele cărți au rămas nedescifrate, fie pentru că așa au vrut autorii lor, fie pentru că au fost scrise în limbi de mult uitate. Astăzi am pregătit o listă cu cele mai misterioase manuscrise antice și alte descoperiri importante. Dar înainte de toate, nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Apăsați clopoțelul și să trecem la treabă! Manuscrisele Ripley. Când spunem Isaac Newton, ne gândim la marele om de știință care a influențat cursul omenirii prin ideile sale. Însă trebuie știut că tot el a avut preocupări în domeniul alchimiei. În acest sens, o sursă importantă a activităților sale au fost lucrările unui scriitor din secolul al XV-lea, pe nume George Ripley. Deși manuscrisele sale s-au pierdut, există copii mai târzii, care înfățișează o foarte amplă rețetă vizuală, dar și scrisă pentru a ajunge la visul alchimiei, piatra filosofală. Descoperirea neobișnuită din Imperiul Aztec. Cercetătorii din Mexic au anunțat că au de gând să reîngroape un monument arheologic neobișnuit, descoperit la periferia orașului ciudat de Mexico. Descoperirea este un tunel construit în urmă cu mai multe secole, parte din Albaradon, de Ecatepec, un sistem de control al inundațiilor conceput pentru a proteja orașul istoric Tenochtitlan de creșterea apelor. Tenochtitlan, considerat de mulți drept capitala Imperiului Aztec, dispunea de numeroase sisteme de prevenție a inundațiilor, însă conquistadorii nu au reușit inițial să înțeleagă ingeniozitatea infrastructurii indigene, astfel că au distrus mare parte din construcțiile prehispanice în primii ani ai colonizării spaniole. Cu toate acestea, după ce numeroase inundații au devastat ciudate Mexico, Albaradon de Ecatepec și alte astfel de sisteme au fost construite sau reparate la începutul anilor 1600. Câteva secole mai târziu, arheologii de la Institutul Național de Antropologie și Istorie au descoperit o astfel de structură din cadrul sistemului Albaradon de Ecatepec, găsind în 2019 un tunel care păstrase o sinteză unică a culturilor care l-au creat. Tunelul măsura doar 8,4 metri în lungime, reprezentând o mică parte din monumentul colosal Albaradon de Ecatepec, care se extinde pe aproximativ 4 km, fiind construit de mii de muncitori indigeni. Deși tunelul dispunea de o iconografie prehispanică, arhitectura per ansamblu sugera faptul că spaniolii ar fi controlat conceptul structurii, scrie Science Alert. Descoperirea era menită să devină accesibilă publicului, însă, din păcate, nu a fost să fie. Cercetătorii de la INAH au anunțat recent că, din cauza lipsei de fonduri pentru construirea și expunerea structurii remarcabile, tunelul va trebui să fie acoperit din nou, astfel încât să nu fie deteriorat, vandalizat sau prădat. Cartea lui Soiga. Evul Mediu a fost o perioadă propice pentru cărți misterioase. Totuși, niciuna nu întrece cartea lui Soiga. Manuscrisul este un tratat despre magie și paranormal, care conține pasaje încă nedescifrate. Cartea este asociată cu John Dee, un gânditor celebru al erei elizabetane, cunoscut pentru legătura sa cu ocultismul. În anii 1500 se spunea că Dee deține singura copie a manuscrisului și că a devenit obsedat de descifrarea sa. Traducerea lor nu era însă o sarcină ușoară, deoarece autorul manuscrisului încifrase bine textul. Pentru a înțelege aceste tabele, Dee a cerut ajutorul unui medium celebru, Edward Kelley. Din păcate, Dee a murit înainte de a desluși misterele cărții lui Soiga. Mai mult, deși s-a crezut că a dispărut, două copii ale cărții au fost redescoperite în 1994 în Anglia. De atunci, cercetătorii o studiază intens, dar nu au reușit să-i descopere adevărata semnificație. Jocurile de noroc din antichitate.
Nu este deloc de mirare că bieții muritori le-au călcat pe urme și au început treptat să se îndeletnicească cu această pasiune. Dovezile arheologice ne poartă până în vremuri preistorice, aducând la iveală zaruri vechi de mii de ani, realizate meticulos din oase de oaie sau de câine. Mai mult decât atât, decorațiunile rupestre ilustrează ofrande puse în slujba jocurilor de zaruri, iar ruinele orașului Pompei au scos la iveală și ele zaruri, unele chiar măsluite pentru a cădea pe partea durită de meșterul lor. Astfel, zarurile, dar și trișatul, se pare că sunt pasiuni vechi și nemuritoare. Dacă ne mutăm un pic mai aproape de noi, poposim în China anului 2300 înainte ere noastre, când chinezii se amuzau cu un joc de noroc bazat pe diferite plăcuțe, care se pare că făceau parte dintr-o loterie. Deși jocurile de noroc erau ilegale în Grecia antică, această prevedere nu i-a oprit pe greci să se bucure de captivantele jocuri de zaruri. Codex Gigas. Codex Gigas sau Cartea Uriașă este cel mai mare manuscris medieval din lume. A fost scris la începutul secolului al XIII-lea de un călugăr în mănăstirea Benedict din Podlazice, Cehia de astăzi. Este păstrată în Librăria Națională a Suediei din Stockholm. Cunoscută și sub numele de Biblia Diavolului, datorită ilustrațiilor din manuscris în care este reprezentat diavolul, este considerată și cea de-a 8-a minune a lumii. Practic, toate imaginile mai mult sau mai puțin comerciale din ziua de astăzi care reprezintă diavolul au fost create după o imagine ce îl reprezenta în acel manuscris. Este cea mai veche imagine a înfățișării diavolului, care a fost descoperită până acum. Coperta codexului este realizată din lemn, acoperită cu piele și ornamente metalice. Nu degeaba poartă numele de carte uriașă, are o dimensiune de 92 cm lungime și 50 cm lățime, cu o grosime de 22 cm. Codexul are o impresionantă greutate de 75 kg. Pentru scrierea acestei cărți s-au presupus la început că a fost nevoie de multe persoane, însă în urma analizelor grafologice, studiul sponsorizat de National Geographic, s-a ajuns la concluzia că Biblia Diavolului a fost scrisă de un singur om. Literele aveau de la începutul cărții până la sfârșit aceleași forme, demonstrând că a fost scrisă de o singură persoană. În codex se găsesc manuale de botanică, întâmplări istorice, leacuri pentru boli grave, lecții de spiritualitate, rețete medicale pentru diverse afecțiuni și incantații. Codexul a fost supranumit Biblia Diavolului, deoarece este singura Biblie care include un portret imens al Satanei, jumătate om, jumătate bestie. Degetul de bronz al împăratului Constantin. După 500 de ani, mâna antică unei statui colosale din bronz, a împăratului Constantin se reunește cu degetul mijlociu din bronz. În 2010, Aurelia Azema, un doctorant francez împreună cu studenții care cercetau bronzuri mari și vechi, au speculat că un deget de la picior, de bronz uriaș păstrat la Louvre din Paris, ar putea fi degetul de bronz lipsă din rămășițele unei enorme statui a lui Constantin la Capitolul din Roma. Folosind un model 3D, cercetătorul a stabilit, a fost perfect ca două piesele unui puzzle, iar acest lucru a fost confirmat în 2018. Mâna și degetul sunt expuse acum la Muzeul Capitoliului din Roma, iar această reuniune simbolică reprezintă o colaborare și sinergie între cele două orașe, potrivit primarului Virginia Raggi din Roma. Într-un videoclip postat pe Twitter, care arată degetul gigant de bronz înlăturat din lada sa de transport maritim. Cartea lui Abramelin. Manuscrisul Magia Sacra lui Abramelin a fost scris în secolul al XVI-lea de către Lameh, după două manuscrise lăsate de tatăl lui, Abraham din Worms. Abraham din Worms, 1362-1458, a fost un evreu din Germania care a fost inițiat în tainele magiei albe de tatăl său, Simon. Acesta i-a spus că poate învăța tainele magiei, cu origini în Cabala, doar de la magul Abramelin. După 10 ani de căutări din Germania, călătorit prin Bohemia, Ungaria, Grecia, Constantinopol, Arabia,
l-a găsit pe Abramelin în Egipt. Tot ce l-a învățat Abramelin și manuscrisele pe care acesta i le-a încredințat, Abraham i le-a dat lui Lamech, autorul acestui grimoar. În această carte, magul este învățat cum poate lua legătura cu Îngerul Păzitor, după 6 luni de rugăciuni și căință. Astfel, magia albă ar trebui folosită pentru cunoașterea și comunicarea cu Îngerul Păzitor. Cartea a fost scrisă în ebraică și a fost tradusă în limba latină, la Veneția, în anul 1450. Astăzi nu se păstrează nici manuscrisul original, nici cel tradus în secolul al XV-lea, ci 7 exemplare din secolele al XVI-lea și al XVII-lea, și anume un exemplar în limba engleză la Biblioteca Bodleană de la Oxford, un exemplar în limba franceză la Biblioteca Arsenalului din Paris, un exemplar în limba italiană la Biblioteca din Brescia, 4 exemplare în limba germană. Moaștele Sfântului Ioan Botezătorul. Moaștele Sfântului Ioan Botezătorul au fost aduse în România în jurul anului 1200 și se află și acum pe teritoriul țării. Aceasta este concluzia celui mai recent roman istoric lansat de scriitorul sălăjean Florin Horvat. Subiectul cărții, redând în proporție covârșitoare, asigură autorul adevărul istoric așa cum a reieșit el din documentele studiate. Cartea intitulată Umbrele Nevăzutului ne provoacă la un exercițiu de credință, urmărind parcursul moaștelor Sfântului Ioan Botezătorul, pe durata mai bine de 2000 de ani. Am dat întâmplător peste un act de danie al lui Neagoe Basarab, care vorbește despre cinstitul capa Sfântului Ioan Botezătorul, danie în favoarea mănăstirii Dionisiu de pe muntele Athos. Atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care descoperire misterioasă v-a plăcut cel mai mult. Între timp, Evrica va pregăti un nou material video pentru voi, cei de după ecrane. Dacă v-a plăcut ediția de astăzi, susțineți-ne cu un like și subscribe. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă îndemnăm să o faceți, pentru că mai urmează multe surprize informative. Pe curând!